Mihai Viteazul, domnitor al țării românești între 1593 și 1601. În secolul al XVI-lea, dominația otomană asupra țărilor române se intensifică. Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană. Țara românească și Moldova plătesc un tribut din ce în ce mai mare, sunt supuse monopolului comercial otoman și sunt amenințate cu transformarea lor în pașalăcuri. Mihai Viteazul, confirmat domn de către sultan în anul 1593, aderă în anul 1594 la coaliția anti-otomană inițiată de Imperiul Habsburgic, intitulată Liga Sfântă. Transilvania și Moldova erau și ele membre ale Ligii Sfânte. În noiembrie 1594 declanșează la București lupta anti-otomană, apoi până în martie 1595 cucerește o serie de cetăți de pe linia Dunării. În anul 1595 încheie un tratat de alianță cu Sigismund Báthory, principele Transilvaniei, prin care acceptă suzeranitatea acesteia în schimbul sprijinului anti-otoman. Un tratat asemănător este semnat în iunie 1595 și cu voivodul Moldovei, Ștefan Răzban, ceea ce a contribuit la formarea unui front comun anti-otoman al celor trei țări române. Armata otomană atacă țara românească în luna august 1595. Mihai obține victoria de la Călugăreni, dar superioritatea numerică a otomanilor îl determină să se retragă spre munți, unde primește ajutoare din partea lui Sigismund Báthory și a lui Ștefan Răzvan. Turcii sunt înfrânți în octombrie 1595 la Giurgiu, independența țării românești fiind confirmată. În anul 1597 încheie pace cu Imperiul Otoman, obține recunoașterea domniei pe viață și înjumătățirea tributului. În 1598 încheie tratat de alianță anti-otoman cu împăratul romano-german Rudolf al II-lea de Habsburg, suzeranitatea principelui Transilvaniei Sigismund Báthory fiind anulată. Unirea țărilor române. În anul 1599 tronul Transilvaniei este ocupat de cardinalul Andrei Báthory, care retrage Transilvania din alianța anti-otomane. Mihai răspunde în Transilvania, îi înfrânge pe Andrei Báthory la Schellenberg la 28 octombrie 1599. La 1 noiembrie 1599 este primit triumfal în Alba Iulia. În anul 1600, armata lui Mihai trece în Moldova pe tronul căreia se afla din 1595 Ieremia Movilă, supus turcilor, care urmărea înlăturarea lui Mihai de pe tronul țării românești și instalarea fratelui său Simion Mobilă. Moldova intră sub stăpânirea lui Mihai Viteazul și pentru câteva luni cele trei țări române sunt unite sub același conducător. Nobilimea maghiară a Transilvaniei se răscoală împotriva lui Mihai, care este înfrânt la Miraslău în septembrie 1600, pierzând Transilvania. În Moldova, Ieremia Movilă este repus pe tron de către polonezi, iar pe tronul țării românești este pus Simion Movilă. Mihai, cu ajutorul împăratului Rudolf al II-lea, revine în anul 1601 în Transilvania, unde nobilimea maghiară îl adusese din nou pe tron pe Sigismund Báthory și obține o strălucită victorie la Guraslău, alături de generalul Gheorghe Basta. În țara românească, Simion Movilă este îndepărtat. La 19 august 1601, Mihai este ucis din ordinul lui Basta pe Câmpia Turzii, capul său fiind trimis pe o tavă de argint soției sale la Mănăstirea Dealul, unde este îngropat și astăzi. Vizitați Mănăstirea Dealul pentru a vedea locul în care este înmormântat capul lui Mihai Viteazul, trimis de generalul Barsa asta soției sale.